Răzvan Lucescu a scris istorie din nou prin câștigarea Ligii Campionilor Asiei cu Al Hilal. Fiul lui Mircea Lucescu este al doilea român care a câștigat Champions League Asia. Performanță de excepție. În ziua în care s-au împlinit 14 ani de când și-a învins statele în Cupa UEFA, Răzvan Lucescu a câștigat Liga Campionilor Asiei cu Al Hilal. Este al doilea român care câștigă Champions League Asia, după Angel Iordănescu. Eram copil, aveam un steag al lui Dinamo. Tatăl meu fusese accidentat, fusese ruptură musculară, dar n-a vrut să anunțe reintrarea pe teren. Nimeni n-a știut, era chiar înaintea meciului îmbrăcat civil, nimeni nu și-a dat seama. Și în minutul 75, ceva în genul acesta, 80 a intrat. Era un meci contra Bacăului, dacă... Nu, 4-1 s-a terminat. Ai dat gol sau ai participat. Da. Dar momentul în care a văzut lumea că te dezbraci și ești gata să intri pe teren, a fost așa o izbucnire incredibilă de fericire, de urale, de m-au luat și m-au aruncat pe sus, eram în mijlocul lor, efectiv ceva incredibil. Acele imagini o să-mi rămână în minte toată viața. Stadionul s-a ridicat în picioare și a fost o ovație de-asta lungă și senzațională. Că veneam după accident, știam că lumea mă iubește, nu vreau să mă vadă pe bancă și să strige să intru în teren. Așa am stat civil prima repriză, la pauză m-am dus și m-am dezbrăcat și pe urmă m-am încălzit în cabină și până când am apărut pe teren am început uralele și atunci am intrat. După ce m-am accidentat în acel meci, m-am reaccidentat și pe urmă am decis să plec. Am vrut să rămân cu o imagine extraordinară. Au fost momente unice care îmi vor rămâne în cap toată viața. Poate mult mai tare decât alte momente din cariera mea. Ceea ce caracterizează noi este această pasiune extraordinară pentru fotbal. Și fiecare moment care l-am trăit, fiecare eveniment la care am participat, a lăsat urme adânci pentru noi. Și cred că ne-am făcut datoria așa cum trebuie. Ce înseamnă victoria istorică din Grecia, luarea titlului? Este o premieră. Înseamnă un lucru fantastic, o câștigare a campionatului după 34 de ani. Mai mult decât atât, neînvinși în campionat, dubla, înseamnă mult pentru noi. Înseamnă foarte mult pentru oraș, înseamnă foarte mult pentru suporterii PAOK-ului. Înseamnă și o responsabilitate în plus, pentru că toată lumea va aștepta de la noi anul acesta și mai mult, și acest și mai mult, nu știu ce poate fi, dar cu siguranță că vom lupta foarte serios din nou la câștigarea campionatului și a cupei, pentru că ne place să câștigăm.